Începem cu domnul Vlad. Situația criminogenă în localitate este o întrebare importantă. S-au parcurs săptămâna avem două fracțiuni de strat, o fracțiune la stație de alimentare Vento, în plasa Bucovine. Acolo persoane necunoscute au tras careva bunuri. Persoana este stabilită, se trec măsuri de investigație. A doilea furt avem strada Unirii 20 din automobil. Prin spargerea geamului pătruț în automobil, s-a tras geantă. Acolo se petrec de asemenea măsuri de investigație pentru stabilirea autorului. Care este situația cu Biserica Catolică? Acolo interesa un brat, un boschetar și-a cerut și produse alimentare, să-l hrănească ceva. Și acolo i s-a refuzat și a fost careva altercat. Nu știm cine persoană, ce lucrăm cu tine. Și s-au întreprins, s-au odiat vecine, acolo nu știm cine persoane cunoscute. Careva agresări fizice, ceva nu a avut loc, adică nu a amenințat, o careva la fel. Persoana care era... Au intervenit câteva plângeri verbale că dumneavoastră nu acceptați primit cereri de la cetățeni. Plângeri la cetățeni. Eu nu știu care e motivul. Asta e imposibil? Cum asta nu trebuie? Păi le-am spus așa, scriți, dacă domnul grădinar nu primești cele, te pune s-o adresat în mea, eu vreau scrii, dumneavoastră ne-ați primit și pe asta și s-o termină. Nu am spus. Nu, nu prea fica. Adică dacă nu depun la mine, eu depun în alt par la inspectoratul, nu vine nici și are, mă. Eu v-am zis și v-am spus că dumneavoastră ați refuzat. Nu pot să fie. Alte întrebări? Nu. Școala sportivă, câteva cuvinte repede. Vreau să dau dare seama referitor la turneul care a avut loc în orașul Medier, turneul internațional pe Gogiriu Karate. Avem 4 medale de aur și 4 de argint. Adică copiii de la 7 ani până la 13 ani, copiii din Stăuceni care se frecventează la noi. Asta e rezultatul muncii voastre, dar nu Jarup, dar nu Chitioi, Pascal, ăștia s-au voștri, dar și erau formați de cineva. Macar că sunt locuitori comuni. A fost format cândva. Bravo. Alte întrebări. Noi așteptăm căldura, zilnic, ca mai întreprindem ceva. Zilnic cineva să fie la școală, fiindcă o să băiască acum apă, de presat, de... Este, domnul Mar, este, cineva. Este. Facem de servicii. Stadionul. Miercuri, la 9 dimineață, eu vă aștept pe dumneavoastră și pe domnul Efros. Ne clarificăm cu situația cu achitarea și contabilitatea, văd contabilul să fie ocupat. Notați în proces verbal, îi transmis pe urmă contabilitatea să facă un calcul care sunt datoriile pe perioada activității domnului Frost cu echipa la complex sportiv. Alte întrebări care le merg? Nu. Casangeria, domnul Mitru. Situația la școală. Când vreau să vă văd că acolo parcă sunteți antreprenori, chiar bravo, zilnic acolo. Da, noi ajutăm ce putem la antreprenori. Cred că în câteva zile lucrările se îndeplinesc. Și chiar și conectarea? Nu, conectarea nu pot, vă spun. Nu, atunci când efectuăm lucrările și face o probă, s-ar putea de conectat, nu? Da. Sau asta e problema? Trebuie de făcut documentația. Bine, Goianov, situația la dumneavoastră. Noi am îngrit o săptămână urmă că cu iluminarea succeselor pe iacă Buceafărul nu arde niciun bec acolo. Și așa și nu a venit, a trecut o săptămână, după calamitățile cele naturale. Și nu-i nimic. Dar în două zi după calamități, eu fost acolo. Eu fost și nu a făcut. A spus că să vii mai pe urmă, mai târziu și nu a venit. Domnul i-a pus dumneavoastră, i-a plăcat să mână și azi mi-a dus aminte că ați mai telefonat și eu, că cam un timp cam să iasă din comun. Eu venit aici la noi, s-au învărtit jumătate zi, nu știu pe unde, au plecat și tot aceeași... Pe Alexandrinul ardă pe... Lucrări au rămas neexecutate. Și pe sărgerie noi am găsit foile și ele de Ațâncov și ne-am bătut înapoi, numai club au rămas. De că sărgerie am acoperit-o. Foile cele care au fost aruncate de club le-ați strâns undeva? Ele sunt, dar ele se puțin. Eu înțeles, potrebuiești pentru ceva din grădin, mai știu eu ce. Sunt acolo. Dacă nu, nu. Acum, domnul Cereanu, eu referitor la cele 20 proiecte de canalizare, și apie duc la Nistreanu și Nistreanu și Tineretul, sau care? Doar, doar. Da, Nistreanu și Tineretul. Unul am proiectul de făcut și
zilnic coordonați activitatea cu proiectanții, cu executorul și cu domnul șef Casangerii, conectarea la energie termică a două școli, sportive și muzicale. Domnul Prodan, situația la dumneavoastră. Domnul primar, instituția funcționează conform graficului, planul de activitate, e cald, alimentație avem, copiii la școală, suntem în, de fapt, în ultima săptămână lucrativă. Azi dimineața m-am întâlnit cu colectivul, le-am pus sarcini privitor totalizarea semestrului. Suntem în perioada, deci azi au început tezele semestrale, adică sesiunea de iarnă. Instituția funcționează, ne pregătim pentru, cred că mâine sau poimâine o să instalăm și noi pomul de Crăciun. În rest, eu știu, vă zicem mulțumim frumos pentru plumb tehnic, noi ne-au ajutat, că ne-am făcut sunetul, mulțumim, și pentru transportul, pentru concurs, de asemenea, mulțumim frumos, au fost, de fapt, autobusul pentru unul, nu încă pe noi toți, a noștri au fost vreo 4-30 ceva, adică au fost un autobus plin al nostru, au fost cu niște părinți. Și fost unul mic, n-aș încăput, da, de aceea vă mulțumim foarte frumos. Alte întrebări care le veți? Suntem în funcțiune, bine. Regia comunală, eu văd că nu vine nimeni, nu e niciun solicitant de executarul hărului. Notați, vă rog, în proces verbal, spune în sarcină regiei comunale de reparat, sau mai bine zis, de schimbat acoperișul de la Clubul Goianu Nou. Eu nu mai caut pe altcineva, dumneavoastră personal sunteți responsabil de asta. Cum îți face? Îți găsesc specialiști, faceți contracte, dar sarcină regiei comunale. Deci, am ajuns, le dai de lucru, n-ai voi, veniți, faceți, aduceți, de vezi, cheltuieți. Pe nimeni nimic nu interesat. Le facem cu forțele noastre și eu vreau să vă zic că nu o să fie mereu făcut. Eu trei prețuri sau două mai mult. Alte întrebări care le aveți dumneavoastră? Răspângeri majore nu prea avem. Nu ești afinsat. Materialul antiderapant este depozitat deja la... V-ați adus ceea ce ne-au dat nou adăugător. Ați adus, da? Au fost solicitare la toate instituțiile, v-am zis mai mult, la Ilie Fulga, Dragoș Vodă, la Sălcioara, muzicală, sportiv, și s-au loc să fie undeva amplasat grămăjoare din instituții. Da, în restul noi, cum v-am zis, s-a procurat utilaj, acum o să fie aruncat nisip presurat cu intermediul la utilajul tehnic, care este să fie mai ușor de activat. Chiar treci și prin școală și ne clarificăm ceva mai ușor. Încă un punct rămas la dumneavoastră, eu vă rog ca pentru pentru trotuare la noi localitate, de luat zăpadă, eu am văzut la, cum se numește magazinul ăsta, la Cicana Nou, Suprater, sunt utilaje noi, nu trebuie căutat de cele care vechi, știi, jumătate de oră strâng, nou de luat, el e de la 700 până la 13.000. Luați ceva mijlociu, ca l-ai pus pe trotuare, prin școală, pe lângă clădiri, pe la grădiniță, o trecută dată a făcut curat și o să fie curat mai pe multe zile. Fiindcă doamnele este cu lopata în mână, ele nu prea, nu prea au putere și ei ca comunitate tehnică. Numai decât de procurat. Chiar dacă o să fie necesar, noi am găsit prin Consiliul de alocat 7.700 sau 9.000 de lei, nu-i capătă lume, dar e un lucru suficient pentru localitate. Evident că străzile n-ați putem, dar măcar trotuar, lumea se poate deplasa. Domnul Tale, aveți vreun anunț? Nu, mâine, da, mâine este ultima ședință a Consiliului Local, se aprobă bugetul la doua lectură, ori 16. Bine, mulțumesc. Școala muzicală, v-au săpat prin prejur ca cât? Le asigur accesul dimineața, mă rog, la energie, ca au nevoie de prinsă. Și apă, dacă așa aibă nevoie. Vorbim dumneavoastră, domnul Chiriț. E deschis, este acces. Sâmbătă trecută a fost la concurs în Băițel, secția Pian, profesor Spânul Viorică și la Glob I, Radievici Elia, la Iași. Asta e. Și de acum, de 19 la ora 1, avem un mic concert în școală. Mulțumim pentru cadou. Din grână, stăciora, ori... Ne pregătim de acum de... Cu programul nici nu vă aduc aminte.
Da. Gata, sunt terminat. V-am adus aminte acum. Dorin Sălgioara. Instituția activează conform planului și regimului de activitate. Este bine la toate capitolele. De mine începem sărbătoarea pentru copii. Matineu, primul matineu meu o să fie la 8:30. Vă mulțumim foarte mult de cadouri. Au apărut și cadourile astăzi. Destelajele care s-au instalat la centrul de bucătărie. Care este tot bine? Eu am înțeles, eu am lăsat întrebarea lui doamnul Gheospol, dar dacă voi fi care v-ați prezentat și dumneavoastră ați primit cadouri, da? Noi vin mâine, mulțumesc, nu dumneavoastră. Noi am primit tot. Voi tot ați primit. Eu... Mulțumim. Bine, trebuie să... Mulțumim, anticipat, domnul. Da. Da. Nu am primit. Da. Alte întrebări care le aveți? Referitor la reparație, ce asta... Dar ce mărină lui, domnul Tarnu? Nu, e sus la achiziție, am putut să spun. Da. Faci legătură cu Marina și da, chiar o știți, îl cunoaște cu doamnul Alexandru. Da, da, nu știu ce, nu ies la legătură. Bun, voi telefona eu de ceva mai târziu, dar să vă apucat cu reparația. N-am văzut la fața locului și cum am zis, rămâniți pe poziția, ușa se deschide în lung așa, fiindcă dacă deschide, se închide coridorul aici. De ușa, de făcut, nu e normal cu numărul doamnei cele de poziție acolo. Referitor la ceilalte activitate de procurarea, uniforme, spunem așa, da? Halate albi, vă adresați către doamnul Raisa și vă apreciați de unde și cum de luat. Bine. E vorba, doamnă. La noi este bine, de mâine începe matineile, am amenajat sala deja pentru aceste activități. Copiii au fost la concurs, promoțiune pentru transport. Și în rest, așa, alte lucrări nu avem. Întrebare cu amenajarea bradului de pe teritoriu, când va fi organizat? Am zis, la data de 23 noi am dat o unitate specială de tehnică, dar până la 23, cu iluminarea lumii, trebuie să se clarifice prin toată localitatea. Noi, domnul Andrei, rămânem cu varianta, promisiunile sunt mari și sunt multe localități. În caz de până la 23, pe data de 23, dacă nu se face nimic, noi avem două zile la dispoziție cu scrierile, cu ce dorim noi și le facem singuri. Încumizăm cineva, dar dacă în caz de ne-or duce din nas, ieșim cu toată oasă, nu mă uitați-o câte avem conducători. Să mă trebuie să ieșim din data în 25. Nu 25. Nu, 23 noi ne-am înțeles cu variagă, ne dea unitate, dar dacă nu ne dă, atunci înseamnă că noi ieșim, că sunt în modalitate. Alte întrebări de mine. Bradul cu stepii, ori s-o culca? E regulă. Roar s-o culca. Stătim și ori la un moment. Bine. Doamna Raisa, aveți un anunț? Nu. Este un anunț, dar nu e anunț. E pur și simplu o obiecție. Nu știu de ce școala sportivă și-a dus față lui copii de acadouri 95. Dar ce, după listă e 95? La clarificație, un contabil, așa vă luat undeva cifra asta. Dacă aveți 74 de copii pe listă, nu poți fi 90 de cadouri. Ridicăm listă și nu uităm. Vă clarificați cu doamna contabil. Fiți atenți cu... Nu-i întrebarea în cadou acela, că 1 plus sau 1 minus, dar întrebarea în regulă în instituție. Dacă... Doamna Mihaela, dacă aveți un anunț, vreau să vă zic că până și poate merge bine cu cadouri, da? La toți le este repartizat, rămas. Da, școala muzicală au primit cadouri, da? Și școala sportivă. Au rămas mă dragul lui Vodă. Bine, alte anunțuri dacă aveți. Nu. Inga, executare. La început anul, până la data de 7 decembrie, avem acumulație la impozit imobiliar 94,50, la impozit imobiliar 98,50. Așa, stimați colegi, poate de persoană, mă aduc aminte încă o dată, 25, e onorarea Pogului de Crăciun. Poftim? Inaugurare. Dar eu ce-am zis? Altă. Inaugurare. Eu de-am zis altă parte cu prioritate. Avizul, spune pe copii. Acum, cu instituțiile, dacă vă gătiți până sărbătorile, ne invitați și pe noi dacă doriți. Noi venim cu mare plăcere ca să vă susținem. Domnul Proda niciodată nu ne invită, nu știu de ce ne ignorează. Nu, 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 n